Neața, copa. Neața. Avem aici. Nițea Leon, 2015. Și distribuție, cureata de pompa de ulei, shape de injectoare, garnitură de capac, revizie la cutie, Haldex și cam atât. E achiziție nouă și vrea să o pună la punct. Da, să știe, să aibă un istoric. Să zic că este un Seat All-Road. Să poate spune. Succes! Ce zice Corelușa? Că vrea să fie schimbată. Made in România, la Slavia. Ar fi? Da, Pirelli? Pirelli? Nu știu, zic. Unde dracu vezi Pirelli? Nu, dar zic, la ei, ar fi? Nu știu cine face furtună. Da, și Conti, dar Timișoara. Păi Conti, că... Va avea mulți kilometri? 240 și ce avem. Care l-ai putea să le pui după, nu? Nu trebuie să le pui acum, acum le pui de verificare. Cum ar veni? Să nu mă chin. Să nu stai să cauți. Bine, așa lucrez eu. De unde crezi că pierde tătul osul ăla? În garnitură de capac, o să-i dau și pinionul jos de la axă să vedem dacă pierde pe acolo ceva. Trebuie să-l schimb acum. În 2018 a fost schimbat. 6 ani. El nu are 240.000 mașina. Ce acuzații! Cococar vertical. Așa era toate 2.0-urile, pompa de apă? Da, și era 1.6. Până ajunge la 90 de grade, se închide pompa, nu funcționează. Chestia asta vine peste. După ce ajunge la regimul dolor, atunci lucrează. Nu se învârte deloc sub 90 de grade? Se învârte, ea, dar nu circulă apa. A, vine cam așa aia peste, da. Și blochează turbina. Și cum, electrică? Electric, da. Deci ai scos și pinionul? Dacă pierde... Semmering? La Semmering, da. Simmering sau Semmering? Simmering. Dacă mai e acolo. Hai să vedem. E o chestie comună să pierde pe la Semmering? Da. Ce crezi că a fost ce animat? Șarec. Șarec? I-a fost somită. Am să bea niște ulei? Da. Cam mâluată. Mm-hmm. Nu-ți place ce vezi? Mi-mi place. N-am nicio problemă. Și aia este cu Corelușa. Crezi că a fost schimbată la ultima distribuție? Nu. Nu prea, nu se schimbă, nu? Se schimbă odată la... Nu, n-a schimbat. Dar trebuie schimbată la fiecare? E bătaia de fapt, trebuie să dai baia jos, nu? Atât. Și încă un capăcel. Trebuie să-i dau sorbul cu lucrul. O fi gelos.
Nu e așa. Dar pot tot să la capitolul ăsta. Nu-i fac un rău. O fi văzut revizii la 30.000? Marcaj pe originala Volkswagen. Și aici te vezi robotori. Se văd? Nu prea. O să se vadă aici în prezint. Da. Deci distribuția nu era originala Volkswagen. Asta e colectorul de șpani. Da. Ce să vezi în asta că e... Dacă n-are un șpan, înseamnă că nu merge când trebuie. Înseamnă că nu merge. Da? Nu mai vine pe... Nu vine la poziție. Poți să-l pui invers, dar nu vine la... Nu te vezi? Dar nu vine la... Mai cum. Ce rulare are aia, Coco? Să reglezi distribuția. Avansul. Să reglezi avansul, nu? Și 20? Da, 20-45 de grade. Tot 100? 95. Trebuie să vezi dacă se revine la semne. Da, așa se face. Ok. Să-i bun prima cheie. Cheie. Și filtru. Da, urmează. Curățenia. Practic ai zice că e nou. Dar nu e. Oare? Da. Nu am pus cuscuz de tot asta. Nu, nu. Asta e rog. O să-l dau de tot. Yes. Mm.
Ies la mână? Da. Așa unde ies? Azi văzut planetară, usturită. Niște rume buși cu vaselina și burduf. De ce pe tine? Mai sunt bine în alea. Pătrate. Scate. Ce uite face? Ce uite? Ce uite? Mă uiți la mea. Las. Da. Ce-a făcut? Ai ieșit după canturi? A, nu. Nu. Cred că așa arăta cu o lună. Știi ce le trebuie la ăștia? Da, le-a zudat. Nu? Păcruși cardanice. Da. Gresate la o lună. Știi la ce avem la... La ce rămân cum iese aici? Da, da, asta n-ai avut niciodată. Ce, ăla e cu cruscar de amice? Da. Și ține? Eu mă gândeam să fac planetarul la Dacia așa. Dar ține la viraj? Cum să? Asta e vaselina după planetare? Nu, e un lei. Un lei. E după tot. Da. Ok. Hai, că eu sunt pregătit să scriu. Motor cutie. Motor cutie. Mașină. Și dar e ce gata? Schimba, schimba cutie. Cum ți se pare că arată pentru kilometru 200? Ce o zgârietură, nici nu... Da, e în regulă. Da, știu o văzoare ce-a făcut. E și cută cu șaibă? Da, așa e tot. Uitată. Da, arsă. În cât timp crezi că s-au făcut așa? Cred că tare era, da, 200 și. A, ce crezi că sunt originale? Da. Nu, cred că am dat nimeni la ea. Îi lau capac nou? Nu, e spălat cu pervol. Așa. Unde rămăsese? Unde rămăsese? Am schimbat filtrul la cutie într-o timp. Am făcut economie la sport, să știu de injectare. Scâte unul la două. Să știi că e economie. Și mai ușoară mașina asta, mai bine pe curbe. Da, pe da, sport. Deci o compensează. Așa, dacă avea 4, ce modifica, nu știu ce. Îi operez cutia de viteză. Da. Este DSG. DSG cât? 6. Oh. E cu ambreaje MD sau cu ambreaje uscate? MD. Deci lichidul ăsta a făcut și prin ambreaje, nu? Este ăla de nivel. Da. Trebuia să fie roșu sau ce culoare o fi? Nu, e galben ăla. Transparent. Ce temperatură trebuie să aibă? 45 de grade. Minim sau maxim? Matrix. Până în 45 de grade. Între ceva și ceva? Altceva avem aprins. Alea sunt normale. Da. Nu e problemă. Deci între 40-45? Da. Mai durează, mă? E neîncălzită mașina.
presiune de balanță agresivă. Seat Leon cu diferențial pe spate. Mamă! Și am mai spus că știa că face sunetul diferențial. Nu, no, dar cred că din cauza anvelopelă. Poate este vreo smântână acum, din ea. Nu cred. Nici nu-l vezi. Vezi că e curat. E curat rău. La ce ți-ar trebui Seat 4x4? Să te duci la munte. De câte ori treci la munte? Bine, oricum poți să duci și fără, dar nu mă să mai lingă. Nu te supăra, amorsezi diferențialul, să nu facă șpan. Da, îi pun ulei de pilă. A umplut într-un sfârșit? Da. Ăla da. Strâng bușonul. Ce e acolo? Bușonul de nivel la uleiul de la Haus. Vezi ce flan și mare au pus aici pe spate? E Seat. Are putere. E mai sănătoasă decât la BMW. Da. Dar iese ceva de acolo, urât. Stau bine pe 4x4 ăsta? Nu, dar prea am schimbat eu așa ceva. Are putere. Cum cu e și mai subiectiv, așa nu știu de ce. Alte XL. Da, e. Nu e XL, nu? E meniu. Cum să fie XL? Adică? E un trim copac, nu are nici fără să strângă răzubare. Să strângă copac, să strângă copac. S-a ferit. Bine, n-a avut timp. Hola! Păi, astăzi avem un Seat Leon 2.0, 184 de cai, 4x4, DSG, la care am schimbat distribuția, ulei în cutie, ulei în grup, în Haldex, în pompă, garnitura de la capacul de sus de la valve. În principiu, mașina este ok, este achiziție nouă pentru proprietar, nu are niciun fel de istoric. Pe cureaua de distribuție era anul 2018, deci în 2018 s-a făcut ultima dată distribuția la mașină. Mașina de ce an e? Mașina este 2014 și se pare că a avut distribuția făcută pentru ani, perioada de 5 ani și nu neapărat de kilometri. Și de atunci? De atunci nu a mai făcut. Probabil această tranzacție, schimb de proprietari și toate astea nu s-au mai îngrijit de făcut schimbul de distribuție. Pe lângă toate acestea, proprietarul mai trebuie să prevadă în viitorul apropiat discuri plăcuțe spate, volanta, deoarece are un zornei. Și la DSG bate volanta. Și la DSG bate volanta, da? Acum, ca să fim și hateri, un neamț mi-a spus că dacă vreau să-mi iau o mașină la care să nu bată volanta, să nu-mi iau grupul VAG. Mare adevăr. În spate curuie cauciucurile, e furtună cu noi. Cauciucurile sunt de iarnă. Sunt două de un fel, două de un fel, doar că sunt puse două de același fel pe partea stângă, două de același fel pe partea dreaptă. Ele au și sens de rotație. Câte unul este pus
pe invers, cum s-ar spune, sens de rotație invers. Proprietarul a spus că să-și cumpere cauciucuri de vară și ulterior se rezolvă și problema cu zgomotul, nu are niciun fel de problemă la rulmenți. E mai bun ca una 4 all-road. Este aceeași mașinuță, în principiu, cu alt aspect și altă calitate. Calitate puțin mai slabă la Seat. Nu este ca la Audi Premium. Oare A4 All-Road mai avea niște setări pe suspensie pe astea? Sau nu? Sau A4? Nu, nu. Nu are. Are în meniu mod de condus sport, dinamic. Aia este singura diferență. Dar din punct de vedere motor, transmisie, este asemănătoare sau poate chiar aceeași din punct de vedere piese, coduri. Avea o tentativă să agațe la schimbul treptelor. Uleiul nu era nici cel mai curat, nici cel mai murdar. În momentul de față totul este în regulă. Să vedem. Ce e DSG ăsta? Este un Dekio 250 în 6 trepte, cu ambreiaj umed, foarte ok, reușită cutia din punct de vedere performanțe, dar din punct de vedere fiabilitate mai apar probleme pe mecatronic și pe partea de ambreiaje. Dacă îi schimbi uleiul la timp sau nu? Indiferent că îi schimbi uleiul la timp sau nu, uzura o face orice cutie, nu scapă neatinsă. Dar ca și performanțe este o cutie foarte, foarte șmecheră. Dacă conduci mai sportiv, nu influențează condusul sportiv sau niștit tot ce înseamnă probleme cutie. Cam atât pentru astăzi. Mai verificăm o dată tot ce înseamnă scurgeri, dacă există, și sperăm să nu existe. Cam asta este. Ne vedem data viitoare. Pa!